Rugbyul s-a născut la Petroșani odată cu apariția învățământului superior prin înființarea Institutului de Mine în anul 1948. După un deceniu de maturizare, în anul 1959, echipa Știința Petroșani ajunge pe cea mai înaltă treaptă a sportului cu balonul oval, promovând pe prima scenă. Au urmat ani de magna cum laude, catalogul studenților rugbiști umplând scena românească de premianți ai acestui sport, aplaudați la scenă deschisă pe toate stadioanele țării, atât în campionat cât și la echipa națională. Epopeea echipei de rugby Știința Petroșani a început în anul 1948. Un an în care, din punct de vedere a identității bazei tehnico-materiale, Știința nu exista practic. Ea și disputa partidele fie la Lonea, fie la Ninoasa sau pe vechiul stadion Jiul din Petroșani, actualul parc Carol Schröter. Dar odată cu trecerea timpului a început să apară un interes mult mai mare, cu atât mai mult cu cât în anii 70 generațiile Științei Petroșani începeau să se impună în campionatul național al primei ligi, al primei divizii a rugby-ului românesc. Și astfel, în anul 1976 apare baza sportivă din dealul Institutului, actuala baza Universității Petroșani, undeva la peste 700 de metri, într-un cadru extrem de frumos, într-un cadru natural, perfect pentru activitatea sportivă. Este vorba de așa numita zonă de la Brădet, undeva în partea superioară a dealului Calvaria, al dealului Institutului, undeva în zona campusului universitar, unde, printr-o asanare a unui lac, printr-o defișare a pădurii, a apărut această bază sportivă cu un teren folosit în comun atât de fotbal, dar mai ales cât de rugbiștii de la Știința Petroșani. Un stadion în care puteau lua sau pot lua loc aproximativ 2000 de spectatori, un stadion care a mai suferit de-a lungul vremii, din 1976 când a fost dat în funcțiune, diferite modificări, diferite reparații, ajungând în faza actuală. Aici a reușit Știința Petroșani, după anii 70, marile victorii în dauna puternicelor echipe bucureștene, Steaua, Dinamo, Sportul Studențesc sau Grivița Roșie, precum și a celor puternice din provincie, Universitatea Timișoara sau Farul Constanța. De aici s-au plămădit o serie de jucători care au plecat apoi spre loturile naționale. Aici Știința Petroșani a adunat an după an aproape 6 decenii de activitate pentru acest nume frumos al florii de colț a rugby-ului românesc, Știința Petroșani. La începutul anilor 50, Știința Petroșani trăia în perioada romantică a rugby-ului local, jucând prin divizia B cu nume precum Vasile Ciriperu, Titi Bindea, Nicu Oprea, Petru Ciupercă sau Mihai Gavriliu. Rugby-ul devine o forță a sportului din dealul Institutului, după cum era numit generic dealul Calvaria, unde se construiesc ceea ce numim azi campusul studențesc, astfel că în anul 1959, antrenorul jucător Nicolae Ureche, împreună cu un grup de jucători entuziaști, Dijmărescu, Tocaci, Râmnicianu, Mezrea, Antimoianu, Jean Colțatu, Atanasiu și mulți alții, reușesc promovarea pe prima scenă a rugby-ului românesc. Chiar din primul meci, în prima divizie, disputat pe vechiul stadion Jiul, Știința învinge cu 3-0 pe cei de la Știința Timișoara, printr-o lovitură de picior căzută reușită în minutul 8 de Mateescu. În aceeași toamnă a lui 1959, jucătorul Grigore Antimoianu este convocat la echipa națională, fiind primul sportiv de la Știința pe acest palier de competiție. Știința se impune în următoarele sezoane, jucând mereu în fața 1500-2000 de spectatori pe la Lonea sau stadionul Jiul, obținând un loc 5 în anul 1962. Era generația lui Antimoianu, Manolache, Burac, Drăcea, Gâldea, Chiriac, Chiosea sau Mihai Dumitrescu. Am jucat rugby
ani de zile în prima echipă. Cu cine ați mai avut? Dijmărescu? Cu Dijmărescu, sigur. Ureche? Da, Ureche, n-ai, Ureche, este chiar aici. Antimoianu, da. Deci mi-aduc și eu aminte, înseamnă că mă pricep un pic. Cu Mateescu. Cu Mateescu, da, deci generația aceea. De generația aceea, da. Care cam bătați pe ăștia din capitală. Păi, domne, să vă spun ce se întâmplă. Rugby este un sport de curaj. Noi trebuia să jucăm cu cele mai bune echipe, cu Steaua, cu Armata, cu Dinamo, cu, mă rog. Dar noi aveam alte condiții studențești. Ei aveau o cartelă la oră. Ne dădeau o cartelă la masă la cantină. Și eram poate îmbunătățită. Și eram nimic. Și eram, știți ce, cum luam pâinea de la fete, că nu mâncau fetele pâine și noi mâncam mai mult. După anul 1968, Știința Petroșani devine un nume ce impune respect în arealul rugby-ului românesc, ocupând la finalul sezonului 1969-1970 locul 5 cu o echipă de 24 de carate, printre care internaționale Constantin Dinu zis Capone, Victor Marinescu, Rusu Graur. Urmează, de altfel, un deceniu de mari satisfacții în plan competițional. Iată, de pildă, în sezonul 1971-72 atinge momentul de vârf al existenței sale în campionat, Știința ocupând locul 2, fiind vicecampioana României cu un lot de mari valori. Constantin Dinu, Ortelecan, Florian Constantin, Bărgăunaș, Emil Neagu, Fălcușanu, toți internaționali. Apoi, Victor Marinescu, Burghelea, Titi Ionescu, Moroe, Mihai Bucos, Moromete, Lomotă, Talpă, Abribula, Zafiescu, George Sava sau Băltărețu, alte nume care vin puternic din urmă. Este perioada în care Știința se află mereu în primele locuri ale campionatului, în jurul nucleului de bază rămas după plecarea lui Constantin Dinu sau Fălcușanu, și anume jucători ca Emil Neagu, Talpă sau Michi Martin, se integrează lângă ei Oprea, Tufeanu, Budică, Enciu Stoica, coordonați de antrenorul jucător Gheorghe Băltărețu. Alți jucători ajung la loturile naționale A de tineret sau universitare, Burghelea, Talpă, Emil Neagu, Bunduc, Oțetaru, după anul 1976, Mircea Ortelecan și Enciu Stoica devenind oamenii de bază ai primei reprezentative. Numai puțin de 12 jucători de la Știința Petroșani îmbracă tricoul loturilor României. Mezaroș, Tudose, Eugen Ștefan, Veștemeanu, Băloi, Vieru vin să completeze paleta de valori a acelui deceniu 7 plin de satisfacții. Echipele puternice ale vremii, Steaua, Dinamo, Crivița Roșie, Farul sau Universitatea Timișoara aveau mari probleme în dealul institutului. Din 1976 se dăduse în folosință stadionul Știința, plecând de cele mai multe ori în vise. În 1978, Enciu Stoica, Tudose, Bucan și Ortelecan participă la un turneu în Anglia, patria rugby-ului, ca și componenții echipei naționale. Presa franceză și britanică l-a catalogat pe Enciu Stoica drept unul dintre cei mai buni jucători din linia 3-a din Europa. Anii 80 aduc la rampă alte nume, alte performanțe. Un alt lider de generație în persoana lui Mihai Bucos, dar și succese în Cupa României. Astfel, în 1983 obțin primul succes atunci când, prin drop golul lui Bonea, petroșenenii au învins în finală cu Politehnica Iași cu 6-3, după ce în semifinale trecuseră de Steaua cu 25-12. Un succes la care și-au dus contribuția Bucan, Ștefan Constantin, Ortelecan, Viciu, Șușinski, Emil Drumea, Palamariu, Petre Dobre, Ion Florentin, Medragoniu, antrenor fiind Constantin Budică. Cum a fost traseul în Cupa României? Firesc până în semifinale. Unde ați jucat cu... Unde ai jucat cu Steaua. Cu Steaua și... Da. După întâmplare... Ori Știința, ori Steaua trebuie să meargă în finală. Da.
după o întâmplare puțin nefericită cu transportul la București, am ajuns dimineața înaintea meciului, după o noapte trecută. Trebuia să ajungeți seara. Trebuia să ajungem seara și am ajuns a doua zi. Ce s-a întâmplat? A fost o... Cu trenul? Da. Da. Problemă cu trenul sau? O neconcordanță, n-are rost să mai... Un scandal, probabil. Nu, da. Nu scandal, n-a fost scandal. O neînțelegere, o mică neînțelegere. Dar, nu l-a tendențios. Deci totul a fost o întâmplare, o întâmplare nefericită. Da. M-a ajuns dimineața și la ora 3 am jucat cu Steaua. I-am bătut. Incredibil. Deci erau rupți de oboseală. Da. Și ce este mai incredibil, ne-am detașat în repriza a doua. Când de fapt trebuia să cădeți fizic. Da. Așa, deci... Dar echipa era bine pregătită, cu un moral foarte ridicat, bine, și vroiam. Ca să facem așa o bine pregătită de Gheorghe Budică. Constantin Budică, mă gândeam la Bălterețul. Da. Și i-ați bătut și ați ajuns în finală cu? Cu Poliași. A, mai accesibilă, totuși. Mai accesibilă, dar Iașiul nu avea niciun jucător la Național, noi aveam trei. Și s-a simțit Steaua la vremea respectivă, pentru că cupa se ținea în pauzele de campionat, când echipa națională își convoca lotul. Da. Și atunci, vă dați seama că era o disproporție totuși. Noi cu echipa fără trei titulari, cei mai valoroși, și Iașiul cu echipa completă. A fost un meci foarte tare. Foarte tare. N-ați avut așa o răscolire în suflet că îi scoateți pe Steaua din circuitul? Nu. Nu. V-am spus, pentru că trebuia să ne respectăm. Da. Și nu a fost vorba, pentru că dacă vă uitați într-o arhivă din asta mai completă, vedeți că primele meciuri ale lui Știința cu Steaua, în perioada în care a venit Budică la Petroșani, Știința a bătut Steaua. În viață, adică în sufletul meu, sunt două echipe. Steaua și Știința Petroșani. Următorul trofeu a fost câștigat în 1991, într-o finală memorabilă cu Farul Constanța, scor 18-9, fiind victoria generației lui Soare, Costache, Loțico, Drumea, Rațiu, Bolea, Ivănuș, Iliev, Suiogan sau Pancu. După o finală pierdută în 1992 în fața Farului, a urmat un al treilea trofeu Cupa României, după o victorie cu Steaua, la echipa succesului din 1991, adăugându-se acum Trancă, Andreiță, Claudiu Stelian sau Gheorghe. Venind la campionat după anii 1990, performanțele din deceniile trecute au venit mai greu. Asta deși au existat câteva nume care au reprezentat o forță în rugby-ul românesc. Nedelcuță, Gheorghe Iulian, Virgil Bolea, Drăghici, Ivanciuc, Petre Ivănuș, Larie, Pancu, Toma, Dragnea sau Revnic. E meritul întregului pachet de înaintare condus excelent de Rață, care s-a și evidențiat, deci pe forța de împingere a pachetului materializat foarte bine de Rață. Rațiu, deci a ieșit în evidență, a și înscris 3 încercări. Întreaga linie de 3 sferturi cu Ivanciuc, transmisia naționalei, eu așa o văd, deocamdată e chemat numai Dragnea la Națională, însă sper că vine Soare și pe partea lui Ilie din nou, acolo unde e locul, la Națională. Nu pot să-l uit, ca de obicei, unul dintre jucătorii de bază și care marcă cu regularitate, Andreiță. Meciul a fost greu, dar până la urmă e și bine. Sperăm să mergem tot așa. Care au fost punctele forte ale voastre astăzi? Păi eu zic că toată echipa s-a comportat foarte bine. Grămada a mers bine. Mai avem unele lucruri de pus la punct în moluri, dar și 3 sferturile. A fost un joc tipic de campionat, s-au întâlnit două echipe, rivalitatea între ei întotdeauna a fost mare. Păcat că n-am reușit să câștigăm, am fi dorit acest lucru, dar având în vedere terenul foarte greu, spectacolul a suferit. Consider victoria Științei meritată. O victorie destul de grea,
Păi, a mers treaba și pe trei sferturi, a mers și pe grămadă. Începere bună, pot să zic așa, pentru timpul care acum, terenul foarte greu înghețat. Nu aveți una din cele mai categorice victorii în acest tur. Și campionatul ăsta văd că totuși. Fost compartimentele, pot să zic așa, s-au legat în general toate. Deci a fost și pe grămadă și pe trei sferturi. Am avut norocul să avem o generație de jucători, într-adevăr, cu calități deosebite și de aceea și am avut niște rezultate care sunt o referință în ziua de astăzi. Ce a însemnat perioada la Știința Petroșani? Pentru mine la Știința Petroșani a fost lansarea mea ca jucător la nivel național. Deci am debutat la Știința Petroșani în echipa națională. De altfel, primul meci în echipa națională a României a fost cu Polonia, fiind la Știința Petroșani. Deci era în octombrie 1971. Rubiu a fost același ca dintotdeauna, practicat de niște oameni care, prin dăruire și prin angajament, obțineau rezultate. Și problema este că, păcat că Rubiu Petroșenean, acum da, ați atins o problemă delicată? Da. Problema nu e cum să discute. Problema este de a atrage cât mai mulți tineri pentru a practica acest sport. Cu ce, domnul? E o competiție și să se investească pentru tinerii care vor să practice sportul respectiv. Dar s-a abandonat, după părerea mea, din câte am văzut. Și nu se pun bazele selecție pe tipul somatic pentru fiecare post, pentru ceea ce își propune fiecare și antrenorii care trebuie să fie foarte bine informați, documentați și să lucreze ceea ce fac cei de dincolo. La finală am fost, dar eram în 1983. Noi am câștigat și locul 3 în Daceată și pentru prima dată Cupa României. În final ne-am întâlnit cu Iașul la București. Am câștigat, știu că un drop Bonea. Deci jucătorii de lot din perioada respectivă nu jucau în cupă. În perioada respectivă, deci în perioada sportul cu balonul oval era un sport de amator. Deci primul articol din regulament era să nu pretind sau să cer bani pentru că joci sportul acesta. Și marea majoritate a jucătorilor și jucători de valoare care au venit la noi au venit să facă școală la Petroșeni. Așa este. Și aici au fost o serie de jucători de națională, precum Dinu, Bărgăunaș, Burghelea, Constantin Florin, da, care jucase înainte de Bucan. Rugbiștii de la Știința Petroșani au fost mereu, dincolo de coechipieri, buni prieteni. Fapt demonstrat în numeroase întâlniri jubiliare, așa cum a fost cea din 1998, cu ocazia împlinirii a unei jumătăți de secol de la înființarea echipei, moment întâmplat pe stadionul din dealul Institutului, unde s-au revăzut multe dintre numele care au făcut istorie la acest club. În prima ligă a țărilor. Pentru menținerea acestei echipe în fruntea plutonului s-au depus eforturi, câteodată la limita renunțării, dar de fiecare dată au existat sufletiști care au pus toată energia, pasiunea și dăruirea pentru salvarea de la înnec.
Desigur, sunt mulți aceștia, dar în mod expres îl amintesc pe profesor Aurel Suciu, mai trăitor al tuturor meciurilor și al înaintea și al după meciurilor. Nu cred că a avut vreodată știința Petroșani. Eu cred că profesorul Suciu trebuie sărbătorit odată cu știința. Am făcut această precizare nu pentru că știam că dânsul se va găsi în dreapta mea astăzi, ci că este întotdeauna alături de știința. În numele meu și a celor prezenți, vă mulțumim, domnule profesor, și vă urăm viață lungă lângă echipa noastră. Vă rog să-mi permiteți, ca în debutul discursului meu, să mă fac ecoul gândurilor ce ne încearcă pe toți în aceste momente și care sunt îndreptate spre aceia care, din vari motive, au părăsit această lume. Sportivi, cadre didactice și înflăcărați suporteri. Consider că derularea adunării noastre festive nu poate ocoli o rememorare a versurilor ce vor a se constitui un adevărat imn al rugbyului universitar petroșenean, versuri în care vom destul înșela rugbistule că e păcat. Nu uita că ești rugbist și în viața ta de lucrător tu porți răspunderea colegilor, fă tot ce poți. Stau de vorbă acum cu 20 de ani de rugby legat de două momente. Momentul știința Petroșan și echipa națională. Bun venit, domnule Teodor Rădulescu, la Petroșani. Cum găsiți acest moment jubiliar? Domnule, este un moment extraordinar pentru activitatea rugbistică și în special pentru știința Petroșani. Această aniversare, 50 de ani de rugby, spune foarte mult. Pentru toți slujitorii rugby-ului petroșenean. S-a avut în față chiar în aceste momente chipurile unor multor jucători pe care ați antrenat. Ce simțiți în acest moment? Ce simt în acel moment? Ce am simțit când am luat cuvântul, când n-am mai putut să simt și m-a potit din lacrimi? Ca consilier al președintelui pentru toate problemele rugbistice din cadrul federației. Au fost, v-au iubit jucătorii? Ați iubit pe jucători? Dacă nu-ți iubești jucătorii, nu ai rezultate. Și acum, când sunt în Franța, am vise cu petroșenii. Și tot mereu, fiind... La Paris avem deja 3 sau 4 jucători care au jucat la Petroșani. Eugen Ștefan, Tudose și Bugos. Și să zicem Dinu. Mai sunt și alții, da. Care a fost activitatea dumneavoastră după plecarea din țară, în Franța? Am fost antrenor jucător în Italia un an, 83-84. Și după aceea am jucat la Cholet și la Nant, antrenor jucător. Până în 89. Am văzut într-un facsimil dintr-o publicație franceză prezența dumneavoastră în top 20 mondial referitor la numărul de selecții. Cum vă simțiți în această postură? În anii 83-88 am fost pe primul loc. Aveam 70 de meciuri. Dar după aia, pentru că pe plan internațional sunt mai multe meciuri ca înainte, am ajuns acum să sunt pe locul 13. În lume. În lume.
Să revenim la Știința Petroșani. Spuneți-ne o poantă, ce vă leagă de acei 5 ani de Petroșani. Sunt prea multe și nu... Nu pot să spun. Chestiune drăguță. Nu. Da, am petrecut aici cele mai frumoși ani din viață. Sincer. Sincer. Băi, aveam... Tinerețea. Tinerețea, 22 de ani, 28 am fost aici. Și era o ambianță nemaipomenită. Cum vă înțelegeați cu antrenorii, cu coechipierii acelei perioade? Păi am fost și o perioadă, 2-3 luni antrenor la început, când aveam antrenor. Și după aceea cu antrenorii erau foști mei colegi de la Grivița sau de la echipa națională, care a venit Manuelianu și Tudor Odulescu. După anul 2000 au mai urmat 7 ani în primul eșalon rugbistic al țării cu alte generații de jucători. Frații Cătălin și Costin Buburuzan, Drăgoi, Victor Ioniță, Gabi Lăcătușu, Ciocodeică, Nedelcuță, Piu, Daniel Ivan, Alexandru Lupu, Pinghert, Cristi Suciu, Vali Văduva sau Daniel Cojocaru, Pricop ori Marian Constantin, Ziz Buldogu, una din ultimele apariții la Național de Senior sub culorile Științei. În sezonul 2006-2007, Știința Petroșan retrogradează după 48 de ani neîntrerupți pe prima scenă. Va reveni după 2 ani cu antrenorul Emil Drume la cârmă, după un baraj de promovare 17-13 cu Sportul Studențesc București, cu o echipă din care făceau parte, printre alții, Deac, Daniel Ivan, Calo, Ovidiu Iepure, Sabău, Zverne sau Gigi Militar. Echipa nu a rezistat decât un sezon, 2009-2010, în Superliga, retrogradând, apoi în eșalonul secund, așa zisa Divizie Națională de Seniori. A fost momentul când a apărut un alt schimb de generații, dar Emil Drumea sau Alexandru Lupu, acesta din urmă și în calitate de antrenor-jucător, au știut să coagoleze un grup puternic ce va câștiga de 3 ori Divizia Secundă în 2012, 2013 și 2015, dar niciodată cu participare în Superliga, datorită motivelor financiare, rugby-ul la acest nivel, trecând pe coordonate profesioniste, echipa Știința Petroșan neputând face față unor astfel de situații. Aceste ultime performanțe au fost realizate cu jucătorii Daniel Ivan, Răzvan Barbu, Nastasiei, Chiriac, Mirel Popescu, Coge, Țandea, Biro și alții. Chiar dacă anul 60-2018 nu va găsi Știința Petroșan pe cea mai confortabilă poziție din istoria sa, trecutul glorios rămâne în continuare sub coperta de aur a istoriei. Echipa unde au activat mari antrenori Nicolae Ureche, Vasile Rusu, Teodor Rădulescu, Titi Ionescu, Constantin Budică, Vasile Bercu, Emil Drumea, Ion Rațiu și o mulțime de jucători valoroși amintiți în rândurile anterioare, merge mai departe. Cu respect pentru istorie, cu respect pentru prezent și speranțe pentru viitor, a ceea ce numim de 6 de cerii Știința Petroșani.
Septembrie 2017. La două decenii distanță, în același peisaj din dealul Institutului, din nou câteva zeci de jucători vin la o emoționantă revedere, din păcate și cu tristețea că mulți dintre cei de la întâlnirea anterioară nu mai sunt printre noi. Regăsim aceeași bucurie pe fețele lor. Se rostesc cuvinte frumoase, fraze cu trimitere spre vremurile de altă dată. Fiecare dintre vorbitori are un crâmpei de viață. Rugby-ul, sportul celor puternici, i-a făcut din sportivi respectați în oameni respectați. Dar să-i lăsăm pe câțiva dintre cei prezenți la ceea ce s-a numit Memorialul Aurel Suciu, prilej cu care stadionul a și primit acest nume, să transmită gândul generațiilor valoroase a celor care au îmbrăcat tricoul Florii de Colți, echipa Știința Petroșani. Rugby-ul petroșenean s-a dezvoltat în cei aproape 70 de ani datorită unor oameni cu caractere deosebite, atât jucători, dar mai ales și a celor care au susținut rugby-ul petroșenean, sportul universitar, și care au făcut ca numele acestei universități, a Institutului de Mine, așa cum am mai spus, să ajungă nu numai la nivel național, să fie cunoscut, ci și la nivel mondial. Mulți dintre jucătorii echipei Știința Petroșani au purtat numele Institutului de Mine din Australia și până în Canada, din Franța și până în Islanda, pe toate cele 5 continente ale lumii. Și pentru că ne-am gândit ca să nu uităm pe cei care au sprijinit rugby-ul universitar petroșenean, ne-am pus problema să denumim cumva stadionul pe care s-au câștigat atâtea meciuri, care a dus faimă universității noastre. Și ne-am gândit că foarte mulți jucători de rugby au făcut parte din națională și a fost greu să alegem dintre aceștia, de-a lungul generațiilor, ce nume să dăm stadionului dintre marii noștri jucători de rugby. Ne-am gândit de asemenea că foarte multe cadre didactice au sprijinit și sprijină în continuare sportul cu balonul oval de la Petroșani. Și iarăși a fost foarte greu. Dar pentru că trebuia să poarte un nume acest stadion și pentru că la o inițiativă a unor cadre didactice, dar mai ales a fuștilor jucători, Senatul Universității din Petroșani a decis ca acest stadion să poarte numele Aurel Suciu. Îmi aduc aminte de satisfacțiile pe care le aveam în momentul în care Știința Petroșani îi bătea și pe Dinamo și pe Steaua, dar nu numai pentru performanțe sportive, spuneam, ci și pentru ceea ce înseamnă îmbinarea sportului cu meseria, îmbinarea sportului cu cunoștințe de specialitate, pentru că prin multitudinea de cunoștințe interdisciplinare pe care cadrele didactice din Institutul de Mine din Petroșani, actuala universitate, ni le-a oferit nouă studenților, am putut, ca și specialiști în domeniile în care am activat, să intrăm în competiție cu absolut orice absolvent din orice alt centru universitar.
bucurie și într-adevăr în același timp o tristețe să vedem că rugby-ul din Valea Jiului a ajuns la nivelul la care a ajuns. În momentele în care ne întâlnim și rememorăm, ne aducem aminte de victorii importante, de meciuri câștigate atât aici cât și în deplasare, din păcate care au devenit o amintire. Cu speranța că vom reuși împreună să ducem Petroșaniu unde a fost, vă doresc sănătate, bucurii și o revedere cât mai reușit. A fost perioada cea mai frumoasă pe care am petrecut-o ca sportiv la Știința Petroșană în cadrul echipei, chiar și în componenta al echipei naționale. Echipa națională am obținut cele mai frumoase rezultate. În perioada anilor 79-84, am avut parte din echipa națională și după aia, dar forma cea mai frumoasă am avut-o cât am făcut parte din această echipă. Respectiv, în 1980 am câștigat împotriva Franței cu 15-0, iar la Dublin am făcut 13-13. În 82, tot așa, am câștigat, ca și componentă al echipei naționale, meciul cu Franța cu 13-9. Multe alte victorii împotriva Scoției, țării Galelor și alte mari echipe. Țin să vă mulțumesc și în memoria domnului profesor care a fost pentru noi ca un mentor, a fost cel care ne-a sprijinit și niciodată nu s-a supărat pe noi, chiar când mai pierdeam câte un meci. Vreau să vă mulțumesc pentru asta și să mulțumesc în primul rând rectoratului, să mulțumesc aceste echipe minunate care s-au ocupat pentru desfășurarea acestui eveniment și să fim cât mai mult timp să putem participa la acest eveniment și cu această ocazie aș vrea să înmânez o cupă domnului rector din partea noastră, Cupa Memorialul Alin Suciu. Mulțumesc mult de tot! Am prins aici un quartet, nu știu exact din ce linii, nu știu dacă sunt mușchetari. Îi rog mai întâi să se prezinte. Jean Tufel, linia 2. Neagu Emil, mijlocaș la grămadă. Eugeniu Ștefan. Octav Stoica, aripă de troacari. Așadar, cred că nu știu cât e de mare diferența de generație, dar o să rog să mă spună pe scurt ce a însemnat viața de student și viața de rugbist la Știința. E foarte greu să vorbești de anii 70-80. Într-adevăr, a fost foarte, foarte, foarte frumos că eram tineri. A fost iar nemaipomenit pentru că jucam rugby la Știința. Ce să-ți mai spun? Viața a fost deosebită atunci. Domnul Ștefan? Da, bună ziua tuturor celor care ne ascultă. Cred că am avut șansa să facem parte dintr-o generație de excepție, care reveneam după un campionat european la junior la Roma, pe care România l-a câștigat, de altfel singura dată în exterior, și am avut șansa să intrăm la facultatea de la Știința Petroșani, care este o facultate renumită, recunoscută în lumea întreagă și unde am petrecut 5 ani de zile care ne-au gravat creierul și ne-au dat o educație de care am beneficiat după aceea pentru a exploata toate oportunitățile care s-au prezentat în viața fiecăruia dintre noi. Domnul Neagu, mic, dar eficient. Foarte adevărat, eu o să fiu mai laconic, a fost o perioadă foarte fericită din viața mea, ceea ce le doresc și următorilor componența echipei de rugby. Mulțumesc, domnul Tufanu. Petroșani a fost pentru noi o experiență de viață și un prilej de a ne face prieteni, de a fi bărbați adevărați și de a, cu sprijinul conducerii facultății din perioada respectivă, bănuiesc că și acum este la fel, ne-am realizat în viață, efectiv.
experiența pe care am căpătat-o, faptul că am terminat această facultate a fost foarte important pentru noi. Sper așa să fie și pentru generațiile următoare. Nu trăim din amintire, dar vreau să vă spun și vreau să felicit în primul rând Senatul Universității pentru faptul că a dat numele acestui stadion profesorului Aurel Suciu. Aurel Suciu a fost profesorul care a ajutat cel mai mult rugby-ul de la Petroșani și chiar dacă n-a jucat rugby, eu cred că el a făcut pentru știința Petroșani mai mult decât unii sportivi care au lucrat. Felicit pe organizatori și mulțumesc rectorului universității pentru faptul că astăzi, făcând această întâlnire, mi-a dat ocazia să mă întâlnesc cu foștii mei colegi din anii când am mușcat și rugby. Această organizare n-a fost la nivelul poate care ni l-am impus, dar printr-o mai bună colaborare, așa cum am spus, poate printr-o listă cu tot ceea ce a însemnat absolvenții noștri care sunteți aici sau care îi mai cunoașteți, anul viitor vă așteptăm la a treia aniversare mai tineri, mai frumoși, cu mai mult elan și, zic eu, mai optimiști. Vă mulțumesc mult, vă felicităm încă o dată și vă urmăm succesul!